Porunca a noua spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău. Această poruncă oprește minciuna, care este tăinuirea cu știință și voință a adevărului, pentru a înșela, a rătăci sau a păgubi pe altul. Minciuna se săvârșește cu vorba, cu scrisul, cu fapta sau numai cu anumite semne, sau cu tăcerea. De pildă, cineva știe că ceea ce se spune despre altul nu este adevărat și totuși nu arată adevărul, ci tace sau face un semn de întărire a celor spuse. Iată acum și care sunt chipurile minciunii. Mărturia mincinoasă, jurământul strâmb, pâra nedreaptă împotriva aproapelui. Năravul de a adăuga ceva la adevărul lucrurilor, adică de a înflori mereu lucrurile A telăuda cu lucruri pe care nu le ai sau a tăinui cele pe care le ai Viclenia sau vorba cu două înțelesuri Prefăcătoria, falsitatea, adică ascunderea minciunii sub chipul prieteniei, al dragostei și binefacerii spre a înșela pe alții. Lingușirea, care înseamnă lăudarea cuiva pentru însușiri pe care nu le are, în scopul câștigării de foloase nemeritate. Grăirea de rău, clevetirea sau calomnia, prin care se pun pe seama cuiva cuvinte rele pe care acelea nu le-a spus sau fapte pe care nu le-a săvârșit. Minciuna este un păcat mare și iată de ce. Credinciosului îi este dat de la Dumnezeu să caute, să cunoască și să mărturisească adevărul. După învățătura a bisericii, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin minciună se întunecă în om chipul lui Dumnezeu, care este adevărul veșnic și se întipărește chipul diavolului, care este tatăl minciunii. Omului îi este dat să trăiască împreună cu alții. Viața de obște poate înflori însă numai dacă oamenii au încredere unii în alții, prin dragoste de adevăr. Minciuna roade încrederea dintre oameni și otrăvește legăturile de dragoste și de dreptate dintre ei și se face cu neputință înflorirea vieții de obște. Minciuna este lucrul diavolului, care mereu îndeamnă la acest păcat și de aceea el este numit tatăl minciunii. Dumnezeu urește minciuna. În pil de citim, buzele cele grăitoare de minciune sunt urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va lăsa nepedepsită minciuna. În Apocalipse citim, partea tuturor celor mincinoși este iezerul care arde cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua. Sfântul Apostol Pavel spune, nu vă mințiți unul pe altul, sau, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem în mădulare. Iar Sfântul Apostol Petru adaugă, cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug. Datoria creștinului este să fugă de minciună cu toată puterea și să caute adevărul. Datoria adevărului nu cere întotdeauna mărturisirea tuturor celor știute. Ea este îngrădită prin datoria de a păstra nedescoperite lucrurile care ni s-au încădințat pe temeiul încrederii în cuvântul nostru, că vom păstra tăcerea destăinuirea lucrurilor încărințate poate fi făcută atunci când tăinuirea sau tăcerea păgubește viața de obște. Destăinuirile creștinului la Sfânta Spovedanie nu pot fi niciodată date în vileag de către duhovnic. Și acum, iată cea de-a zecea poruncă. Să nu dorești nimic din câte are aproapele tău. Această poruncă Oprește însușirea lucrurilor altuia, precum și pofta după ele. Căci dacă cineva dorește ceva, atunci va căuta să-și însușească ceea ce dorește. Porunca a zecea oprește, deci, toate cugetele, dorințele și poftele necurate ale inimii, fiindcă din ele se nasc apoi tot felul de păcate rele. Nu este de ajuns numai să nu furăm lucrul apropiului, dar nici nu ne este îngăduit să-l dorim și să-l poftim în sufletul nostru, fiindcă pofta naște păcatul, iar păcatul, înfăptuindu-se, naște moartea veșnică. Mântuitorul spune: Căci din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Așadar se cere stârpirea din rădăcină a cauzelor răului, care se lășluiesc în inima omului și se cuprind în pofta zămislitoare de păcat. Deci creștinul este dator să curățească inima sa de poftele rele, să lupte împotriva lor prin rugăciune, prin post, și prin împărtășirea cu sfintele taine, precum citim în Sfânta Scriptură. Să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, de săvârșim sfințenia în frica de Dumnezeu.